M-am blocat. Publicului? Da. E cinstea. Am vrut să vă spun ceva și m-am blocat. Și dacă ți-ai luat timpul să faci asta, imediat se leagă. Se leagă și o simpatie cu publicul și ți se leagă și în cap. Te duce mai departe și ține ideea. De exemplu, vii la institut să dai examen de admitere așa și știi că ești mică și că ai țâțe mari. Ori cel mai bine, în loc să intri și să spui o bluză care să fie așa și să stai cocoșată și să spui examen așa, este să intri, să ai curajul ca să scapi, să intri la comisie, să zici, știu, sunt mică și am țâțe mari, dar... Și asta te duce mai departe și oricum, Sandra zicea, intra la institut. Pentru că dacă poți să faci asta, oricum meriți să fii la institut. E ca un examen luat. Da. Pentru că oricât te-ai face, că vrei să ascunzi momentul de blank, el se vede. Pentru cine se vede. Eu, sau dacă nu se vede, se simte. Chiar dacă îl faci cu farmec. Că atunci mai bine îl spui. Încearcă odată să-l spui. Da. Am încercat lucrul. Da. Am spus. Da. Și ce s-a întâmplat? Păi sunt ok. Dar groaza nu mă părăsește. Că se poate întâmpla. Da. Păi, gândește-te doar, sunt mică și am țâțe mari și nu o să mai fie groază, o să fie mai, o să zâmbești. O să-mi iasă replica asta. O să-ți iasă replica, nu o să înțeleagă nimeni nimic. Dar noi vom ști despre ce vorba. Când se va relata în presă. Da, absolut. Tot domnul Patat. A venit o conferință, deodată s-a oprit și a zis, sunt mică și am țâțe mari. Da, de ce nu? Ți s-a întâmplat, Oana? Să-ți pierzi replica? E groaznic. Pentru mine a fost groaznic. S-a întâmplat o singură dată. Teatru, în teatru ești în altă realitate. Pentru o oră jumate sau două ori. Ești în altă lume. E incredibil. Ești în... bate gongul și ești în salonul lui Cehov. Intră... Mașa... Și ești acolo, o oră jumate. E magie. Da? Da. Blocajul și ruperea de fir se întâmplă în clipa în care... Și odată nu s-a întâmplat. Sunt în realitatea aia și am făcut... Și am văzut sala de la Bulandu. Și a fost groaznic. Și atunci s-a rupt. S-a rupt tot. Pentru o fracțiune de secundă. După care... Ideea e să nu vezi sala. Nu, ideea e... Nu e vorba să nu vezi sala, sigur că nu ești nebun și știi că ești într-o sală de spectacol, sigur că un beculeț rămâne. Dar există în realitatea aia, în clipa în care ești atât de conștient și atât de, cum să spun, ancorat în... Și chiar o vezi, chiar îl văd pe domnul din primul rând care face așa, a fost îngrozitor și am uitat o secundă. Noroc că nu e nimeni nebun să fie... Nu vorbim de Grotowski aici, că nu vorbim de... A trăi până să stai venele. Nu, un bec sigur că funcționează. Și cu toate astea ești în acea magie, în acea realitate. Pentru o oră și ceva. Ți-am spus asta când m-am mușcat câinele? Nu. M-am mușcat câinele înainte de a intra, de a pleca spre teatru. Rău, ani de zile în spate. Și m-am bandajat și m-am dus. Și era plin de sânge și mi-am schimbat bandajul și am intrat pe scenă. A durat spectacolul o oră jumate, am ieșit de pe scenă, nu era pic de sânge, m-am dus acasă și era plin de sânge. Deci o oră jumate, tot trupul face așa. Asta se întâmplă cu orice vorbitor și cu tine, la conferințe și cu oricine care vorbește în fața lumii. Nu știe nimeni să explice, îți bate inima altfel, tensiunea, sunt medical demonstrate. Și tot trupul tău face așa, pentru că e... Și probabil că te locuiești mai mult, da. Te locuiești mai mult în momentul în care tu te golești cel mai mult ca să fii un personaj căruia îi dai viață, trup, carne, suflet, inimă? Da. Da. Paradoxul așa actorului. Cum te locuiești mai mult în clipa, așa cum spunea Țuțea, trebuie să te faci mic, 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 mic de tot ca să poți să-L primești pe Dumnezeu, că altfel n-are loc în tine. Așa e și cu personajele. Deci, de-aia toată discuția actorilor despre orgoliu mi se pare absolut ridicol. De eu sunt atipică oricum. Este absolut ridicol ca un artist să vorbească de orgoliu.
Pentru că cu cât te scoți din tine, cu cât te micești mai tare, cu cât îți recunoști toate limitele, cu atât poți primi mai mult. Și de la domnul Shakespeare, și de la spectatorul care se uită la tine, și de la portarul teatrului care vine și spune, doamna Pele, astăzi n-a prea fost bine. Nu, îți spune? Da. Da? Da, și e genial. Și mașiniștii îți spun. Sau îi vezi, chiar dacă nu-ți spun, îi vezi. Le vezi ochii. Astăzi seara a fost. Și au dreptate. Au ochiul foarte format. Dar trebuie să-mi explici de ce ești tu cel mai prezent atunci când de fapt te faci mic ca să primești rolul în tine. Pentru că ai bucuria redescoperirii tale. Tu fiind gazda acelui personaj? Da. Știi că Celei spunea un lucru extraordinar. Îmi place să călătoresc. Eu l-am întrebat dacă îmi place să călătoresc. Mi-a spus, îmi place să călătoresc, dar din păcate trebuie să mă iau tot timpul cu mine. Un mare adevăr. Da. Un mare adevăr și valabil și pentru mine. Bun. Îți dai seama ce înseamnă să călătorești în lumea lui Shakespeare, dar să nu te iei cu tine, 100%? Ce privilegiu, că nu te mai iei cu tine. Și ești chiar acolo, Oana? Da, ești acolo și aici. E ca și când e... Știi că există starea dintre vis și real. Există momentul, că nu știi să-l spui dacă a fost acolo sau a fost aici. Nu, le iei pe amândouă. E cam așa. Știi că visezi și știi că ești trans. Nu m-am gândit niciodată, dar cam așa. Aia e starea. Când ești a mea pe scenă. Nu, Doamne ferește, nu pot să... Și simți? De exemplu, ai o scenă de amor, te săruți cu ăla, simți? Da, acum depinde cu cine te săruți. Păi, dar ce vrei să-ți răspund? Depinde dacă te săruți cu De Niro, sigur că ai simțit ceva, fata. Și anume că e miroase gura. Nu, asta crezi dumneata, eu nu cred asta, pentru că l-ador. Sigur că simți și nu simți. Ești tot în poveste, tu nu te săruți cu ăla, te săruți cu personajul ăla. Bucățica mea din mine, care sunt X, se sărută cu bucățica, putea să nici ne înghițim. Dar carnea asta ta, asta ce simte? Carnea asta e un cauciuc, oricum. Da? Da. Pentru mine, oricum, și asta e un cauciuc. Adică operația asta care am avut-o acum de meniscă a fost o experiență excepțională. Pentru... Am urmărit-o pe ecran și am fost fascinată, n-am vrut să mă uit și pe urmă n-am putut să-mi iau ochii. De a-ți vedea osul, care arată așa ca... A fost făcută la paroscop? Da. Și mi-am văzut osul și mi-am văzut așa, pur, m-am văzut o perdea superbă care făcea în vânt, un fel de... Mi-am adus aminte, chiar m-am gândit la Nikita Mihalkov, era absolut, sau Rublev, știi, era o chestie și l-am întrebat pe domnul doctor, dar perdeaua asta divină, ce e? Și mi-a zis, acesta este, a fost venit cu dumneavoastră. Dar așa... Fărfăriță. Da, dar eu m-am gândit la Mihalkov. Deci, pentru mine a fost... Cum să spun, și asta, dar e un cauciuc. Este un cauciuc. Îmbracă ceva care sunt eu. Pentru mine e evidență. Asta tot este ce un înveliș care sunt eu. Și după aia o să vină timpul să-mi las frumoșel învelișul cum mi-a scoate haina și să plec puțin mai departe. Așa cred eu, dar cred de când sunt... Mică de tot. Ți-au spus ai tăi asta? Nu, nici vorba. Ba chiar am siderat-o pe mama în clipa în care am început să-i spună poveștina astea. Și nu pentru că am citit sau pentru că... Pentru că pur și simplu așa e convingerea mea. Imaginea pe care mi-ai sugerat-o acum e foarte puternică. Imaginea unui om care în momentul morții începe lent să se dezbrace. Da. Meticulos. Da. Îl lasă pe fratele trup. Da. Spre care Blaga spunea, numai pe tine te am, trecătorul meu trup. Da. Îl lasă, se dezbracă de el, îl pune așa și îl mai contemplă o dată, se mai uită la el și pleacă. Dar știi că asta vorbi cu mama la spital înainte de a muri mama? Cum? Și mama m-a întrebat, bun, și ce o să se întâmple după ce o să mor, așa. Și atunci am spus, o să vină și am vorbit absolut tot. Deci am avut un privilegiu incredibil de a cunoaște această... ființă care s-a numit mama mea.
Și nu că vrea să